Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, știri mai mult sau mai puțin fierbinți. Opțiunea nucleară SWIFT. Rusia ar putea fi decuplată de la sistemul electronic de plăți bancare. În setul larg de sancțiuni pregătite de oficiale americani împotriva Rusiei se regăsește și o potențială opțiune nucleară. Deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți SWIFT, utilizat de băncile din întreaga lume, relatează CNN. Deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți SWIFT, de care Rusia rămâne foarte dependentă, e considerată o opțiune nucleară, mai ales că și Parlamentul European a adoptat o rezoluție fără caracter obligatoriu în primăvară, prin care cere o astfel de mișcare în cazul în care Rusia invadează Ucraina. Aceasta ar fi doar una dintre măsuri, pe lângă noi acțiuni împotriva membrilor cercului interior al lui Putin și asupra producătorilor ruși de energie. Oficialii au spus că nu s-au luat decizii finale cu privire la aplicarea noilor sancțiuni și când să se aplice, și au spus că administrația Biden este în prezent în discuții cu partenerii europeni, dintre care mulți au relații economice mai strânse cu Rusia, în speranța unei acțiuni coordonate. Sursele CNN au spus că noile sancțiuni economice ar putea viza o varietate de sectoare, inclusiv producătorii de energie și băncile rusești. Noile sancțiuni ar putea merge până la o legătură inclusiv cu datoria suverană a Rusiei. De asemenea, probabil că vor viza oligarhii ruși de top, limitându-le capacitatea de a călători și, eventual, întrerupându-le accesul la sistemele bancare și de carduri de credit americane. Am pus la punct un pachet al naibii de agresiv, a spus oficialul american, citat de CNN, și a avertizat Rusia că dacă invadează Ucraina, Statele Unite și Europa vor impune împreună cele mai grave sancțiuni economice care au fost impuse vreodată unei țări, în afara Iranului și a Coreei de Nord. Totuși, există îngrijorări că Rusia ar putea să se răzbune împotriva oricărei mișcări a Statelor Unite sau a aliaților săi, inclusiv armonizarea producției sale de energie. Frica este că Rusia încearcă să riposteze prin oprirea producției, a declarat un înalt oficial american pentru CNN. Noile descoperiri ale serviciilor de informații americane estimează că Rusia ar putea începe o ofensivă militară în Ucraina în câteva luni, deoarece adună până la 175.000 de militari de-a lungul graniței. O escaladare uluitoare despre care președintele Joe Biden a avertizat că ar putea duce la consecințe grave. Cele mai recente evoluții apar după luni de creșteri constante a tensiunilor de-a lungul frontierei Rusia-Ucraina, care au alarmat oficialii americani și occidentali și au condus la discuții tensionate între diplomații americani și omologii lor. Forțele ruse au capabilități de-a lungul graniței cu Ucraina să efectueze o invazie rapidă și imediată, inclusiv construirea de linii de aprovizionare, cum ar fi unitățile medicale și combustibil, care ar putea susține un conflict prelungit în cazul în care Moscova ar alege să invadeze Ucraina, amintește CNN. Oficialii au spus că nivelurile actuale de echipamente staționate în zonă ar putea furniza forțe de primă linie timp de 7 până la 10 zile și alte unități de sprijin pentru o lună. Potrivit romania.europalibera.org, administrația Biden consideră că amenințările economice ar putea opri planurile Kremlinului de a invada Ucraina. O variantă ar fi așa numită opțiune nucleară, decuplarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți bancare SWIFT. Ar fi o mișcare fără precedent împotriva uneia dintre cele mai mari economii ale lumii. Casa Albă nu a confirmat amenințarea că va deconecta băncile rusești de la sistemul global de mesagerie electronică de plată, cunoscut sub numele de SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Cu toate acestea, Biden însuși a avertizat pe 8 decembrie că în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar decide să atace Ucraina, Statele Unite și aliații îi vor răspunde cu sancțiuni cum nu s-au mai pomenit până acum. În timp ce analiștii sunt de acord cu astfel de mișcare ar provoca spasme economice Rusiei, alții spun că impactul deconectării țării de la SWIFT este exagerat din diverse motive. Ce este SWIFT și de ce este important? SWIFT este o platformă de comunicații securizată folosită de bănci, agenții de brokeraj și alte instituții financiare pentru a trimite și a primi informații, cum ar fi instrucțiuni pentru transferul de bani în străinătate sau decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare. Cu toate acestea, SWIFT nu deține bani și nu transportă valori mobiliare. Să presupunem că o companie germană cumpără gaz natural rusesc pentru care trebuie să plătească. Poate transfera bani din contul său bancar german către banca rusă, introducând numărul de cont al destinatarului și codul SWIFT. Firma germană trimite apoi un mesaj din contul său german prin SWIFT băncii ruse, spunând că se primește un transfer de bani. Apoi, când fondurile au fost transferate pe cale electronică, acestea vor fi disponibile pentru a fi retrase de compania rusă.
Utilizarea prin SWIFT a codurilor standardizate pentru instrucțiuni permite băncilor să proceseze rapid plățile. Aproximativ 11.000 de instituții financiare situate în peste 200 de țări și teritorii utilizează SWIFT. Platforma e capabilă să proceseze peste 10 miliarde de mesaje pe an, facilitând plăți transfrontaliere de trilioane de dolari. Înainte de SWIFT, când băncile doreau să comunice informații financiare dintr-un loc în altul, foloseau un sistem Telex bazat pe circuite telegrafice vechi, dar acesta era lent, greoi și deloc sigur. Așa a fost înființat SWIFT în 1973. Astăzi, SWIFT este un gigant în industria comunicațiilor financiare datorită ușurinței în utilizarea vitezei și securității. Poate ajuta băncile să finalizeze plățile transfrontaliere în mai puțin de 5 minute. Este cel mai de încredere tip de sistem de mesagerie de plată, transfrontalieră și, prin urmare, e extrem de important, a declarat Brian O'Toole, un fost consilier principal la Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Cine deține SWIFT? Cu sediul în Belgia, compania este deținută de bănci membre și este guvernată de un consiliu de administrație format din 25 de membri, care include în prezent și un cetățean rus. Organizația e supravegheată de băncile centrale ale G10, Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Țările de Jos, Marea Britanie, Statele Unite, Elveția și Suedia, precum și de Banca Centrală Europeană. În 2012, SWIFT a deconectat băncile iraniene, după ce acestea au fost incluse pe lista neagră de Uniunea Europeană, pe fondul presiunilor din partea Statelor Unite. Iranul însă era în mare parte izolat de rețeaua financiară globală, așa că impactul general al sancțiunii a fost redus, spune O'Toole, acum asociat cu Atlantic Council, un think tank din Washington, D.C. Poate fi SWIFT forțat de Statele Unite să deconecteze Rusia? SWIFT aderă la legislația belgiană și europeană, nu la legea Statelor Unite, așa că nu trebuie să asculte de fapt Statele Unite, spune O'Toole. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii au puterea de a forța SWIFT prin amenințarea cu sancțiuni împotriva platformei în sine, așa cum a făcut atunci când a încercat să deconecteze Iranul, explică O'Toole. Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar fi deconectată de la SWIFT? Rusia este o economie mult mai mare decât Iranul și profund integrată în comunitatea financiară globală, astfel încât impactul unei opriri SWIFT ar fi mult mai mare decât în cazul Iranului. Rusia s-ar confrunta cu perturbări economice semnificative pentru o perioadă de timp, în special în ceea ce privește plățile transfrontaliere, pe măsură ce se adaptează la noile platforme, spune Elina Ribakova, economist la Institutul pentru Finanțe Internaționale din Washington. Perturbarea ar putea face ca economia Rusiei să se contracte ducând la scăderea rublei pe termen scurt, spune ea. Cu toate acestea, din moment ce principalele exporturi ale Rusiei, petrol și gaze naturale, sunt esențiale pentru existența Europei, ambele părți ar căuta o soluție rapidă, a declarat Ribakova. Impactul ar fi, pe de altă parte, redus, deoarece Rusia și-a construit propriul sistem de mesagerie financiară, adaugă ea. În 2014, după ce Rusia a anexat peninsula Crimea, au existat apeluri pentru a decupla Rusia de la SWIFT. De atunci, Kremlinul a început dezvoltarea unei platforme naționale de comunicații financiare pentru a se proteja. Cunoscută sub numele de Sistemul de Transfer de Mesaje Financiare, SPFS, platforma rusă are peste 400 de bănci membre, inclusiv două duzini din fostele state sovietice, și putea gestiona la sfârșitul anului 2020 o cincime din comunicațiile financiare interne. Este Rusia protejată? Nu în totalitate. În timp ce SWIFT operează 24 de ore pe zi, SPFS poate trimite mesaje de plată numai în timpul orelor de lucru din timpul săptămânii, spune Maria Shagina, bursier la Centrul de Studii Est Europene de la Universitatea din Zurich. SPFS are de asemenea anumite limite privind dimensiunea mesajelor, a spus ea. Tehnic, Rusia poate face tranziția dacă ar fi deconectată de la SWIFT, ceea ce nu a fost cazul în 2014, a spus Ribakova. Cu toate acestea, va fi în continuare un șoc masiv pentru sistem, pentru o perioadă de timp. Rusia ar putea încerca să extindă SPFS la nivel internațional ca o posibilă soluție pentru tranzacțiile transfrontaliere, spune O'Toole. China, care economie este mult mai mare decât cea a Rusiei, dezvoltă de asemenea o alternativă la SWIFT. În 2015, Beijingul a lansat sistemul de plăți interbancare transfrontaliere, CHIPS, pentru a ajuta la internaționalizarea utilizării monedei chineze, yuanul. Unii oficiali chinezi au cerut folosirea CHIPS în loc de SWIFT,
pentru a proteja băncile țării de amenințările cu întreruperea SWIFT. Sunt sancțiunile bancare mai eficiente? În timp ce unii oficiali și analiști au numit SWIFT opțiunea nucleară, Potul spune că este o exagerare. Rusia ar putea face tranzacții internaționale prin alte platforme de comunicații, chiar dacă mai puțin eficiente. Dacă decuplați SWIFT de sistemul bancar rus fără să faceți nimic altceva, în esență îi veți forța să folosească concurenții SWIFT, a spus el. Nu interziceți tranzacțiile, doar veți face ca tranzacționarea să fie mai enervantă și mai dificilă pentru oamenii care vor să facă acele tranzacții, a arătat Otul. Statele Unite ar putea viza instituțiile financiare de stat legate de elita Rusiei, cum ar fi VEB și Fondul Rus de Investiții Directe. Sancționarea acestor două bănci ar putea avea mult mai mare și mai devastator impact decât decuplarea întregului sistem bancar al Rusiei de la SWIFT, a spus el. VEB acționează ca bancă de dezvoltare și agent de plată pentru guvernul rus. Fondul Rus de Investiții Directe este fondul suveran al țării și a fost implicat îndeaproape în proiecte de prestigiu străine ale Kremlinului, precum promovarea vaccinului împotriva COVID. Poate economia Rusiei rezista presiunilor? Din 2014, Rusia și-a consolidat apărarea împotriva amenințării cu sancțiuni din partea Statelor Unite. Pe lângă dezvoltarea unei alternative SWIFT, precum și a unei alternative de procesare a plăților la Visa și Mastercard, guvernul rus a ținut sub control cheltuielile, ajungând chiar și la un excedent bugetar, lucru extrem de rar în democrațiile occidentale. Guvernul a acumulat de asemenea rezerve de valută străină și de aur care depășesc 620 de miliarde de dolari. Suma include 200 de miliarde de dolari din Fondul Național pentru Zile Grele. Rezervele Rusiei ar putea crește cu încă 20 de miliarde de dolari anul viitor, spune Rybakova. Guvernul rus e mereu pregătit pentru situații de acest gen, fiind deja obișnuit cu pericolul sancțiunilor deasupra capului, iar strategia de transformare a Rusiei într-o fortăreață pare să fi funcționat până acum, spune Rybakova. Articol preluat de pe site-ul romania.europalibera.org. Putin va îngheța UE ca represalii pentru opțiunea nucleară cu care îl amenință Biden, se întreabă Ovidiu Drugă în evenimentul istoric. Președintele Joe Biden amenință să activeze opțiunea nucleară, mai precis că va deconecta Rusia de la sistemul de plăți SWIFT pentru a o descuraja să invadeze Ucraina. Opțiunea nucleară a lui Biden. Se spune că Biden se gândește la deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți folosit de băncile din întreaga lume ca o altă formă de sancționare pe măsură ce tensiunile la granița dintre Ucraina și Rusia cresc. În timp ce oficialii americani consideră acest lucru ca un factor de descurajare, controlul Rusiei asupra aprovizionării cu gaze europene îi dă posibilitatea să răspundă devastator. Rusia nu ar reduce pur și simplu furnizarea de gaz către UE ca răspuns? S-a întrebat retoric pe Twitter Cristina Pershaw, secretarul de presă al guvernatorului Floridei Ron DeSantis. Putin se va răzbuna pe UE. Controlul lui Putin pe piața europeană a energiei a fost deja testat când Gazprom, compania de stat a Rusiei, a redus livrările în speranța de a accelera aprobarea noii conducte Nord Stream 2 și de a evita aplicarea legislației UE în sistem. Rusia furnizează aproximativ 40% din importurile de gaze naturale ale Uniunii Europene și, prin urmare, blocul european e puternic dependent de Rusia pentru securitatea sa energetică. Jocul lui Putin cu furnizarea de gaz a dus la creșterea prețurilor de energie în Europa până la niveluri record, aruncând UE într-o criză energetică. Exemplul Moldovei spune multe. Guvernul de la Chișinău a fost nevoit să anunțe stare de urgență energetică în octombrie, când Gazprom și-a redus aprovizionarea cu gaze la numai 67% din nevoile Moldovei. Potrivit șefului operatorului de stat ucrainean de transport de gaze, GTSOU, Serghii Makogon. Cel mai recent avertisment al lui Biden în ceea ce privește opțiunea nucleară vine înainte de reuniunea video cu Putin de azi. E greu de presupus că discuțiile vor duce la vreun rezultat concret atâta vreme cât Biden a declarat săptămâna trecută că nu va accepta liniile roșii ale nimănui. Ca urmare, reprezentanții Kremlinului au declarat ieri că Moscova nu se așteaptă la progrese de la întâlnirea de azi. Această opțiune nucleară nu este un concept creat de Biden. În aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care spunea că ar exclude Rusia din sistemul internațional de plăți SWIFT în cazul în care trupele lui Putin invadează Ucraina. Astfel de amenințări împotriva Rusiei au fost făcute încă din 2014, când Marea Britanie
a cerut celorlalți lideri europeni să ia în considerare această opțiune nucleară. Alexei Kudrin, fostul ministru de finanțe al Rusiei, a făcut o prognoză la acea vreme că această mișcare ar putea determina o scădere a PIB-ului Rusiei cu 5%. Primul ministru de atunci, Dmitri Medvedev, a spus la acea vreme că separarea Rusiei de la SWIFT era considerată o escaladare majoră sau o declarație de război. Cine pierde mai mult? Maria Shagina, de la centrul Carnegie din Moscova, a explicat de atunci probabilitatea ca această opțiune nucleară să fie implementată a rămas scăzută. Nivelul ridicat de interconexiune al Rusiei cu Occidentul a funcționat ca un scut. Statele Unite și Germania ar putea pierde cel mai mult dacă Rusia ar fi deconectată, deoarece băncile din Statele Unite și Germania sunt cei mai frecvenți utilizatori SWIFT care comunică cu băncile rusești. Lovitura ar fi cumplită și pentru Rusia. Când băncile iraniene au fost deconectate de la SWIFT, țara a pierdut aproape jumătate din veniturile din exporturile de petrol și 30% din comerțul exterior, scrie Daily Express. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!